O să fac o revizie la un ceas de șemineu marca Așcați. El funcționează, da? Trebuie desfăcut, reglat, uns, curățat. Deci e electromecanic. Impulsul îi se dă de către o baterie. Restul părților sunt mecanice. Deschidem de aici unde e la cașul bateriei. Deci aici are o ușiță unde se duce bateria și de aici se fixează ora. Deci el nu e ceas deșteptător, dar e un ceas foarte frumușel. O să filmăm pe măsură ce lucrăm. Ceasul este, deci, cum spuneam, mușcat. O să vă arăt principiul de funcționare. Aici este un arc. Arcul care, practic, pune în funcțiune tot sistemul. Și această, pe măsură ce arcul se descarcă, piesa aceasta se apropie de cealaltă. Uitați așa. Și o să vedeți că imediat e aruncată din nou. Deci, este armat din nou arcul. Deci, asta. Armat din nou arcul și iar arcul acum se consumă, se consumă, se consumă și aia se apropie de în sistemul ăsta. Aici este o bobină. Deci se creează, cred că, un câmp magnetic care, când ajunge și se ating cele două ploturi, se resping. Deci este respins acesta și încărcat arcul și tot așa. Are două robine. O să-l desfac complet, să-l curăț. Acum încă nu urmă așa. M-am uitat un pic la el. Am pus o baterie nouă, văd că funcționează foarte bine. Sigur că el se reglează. Aici are... Aici e acea pârghiuță lungă, cu aceea se reglează, adică se merge, se scurtează părul sau se lungește, funcție de ce, cum se mișcă pârghia aceea pentru ca să grăbească sau să rămână în urmă. O să mai filmăm. Deci acum am încărcat din nou. Să vedem dacă se pot vedea ploții. Să mișc în lumină. Imediat se vor apropia. Nu vom uita și cum declanșează din nou. Acum s-au apropiat și a fost din nou respins. Da, deci e un ceas foarte interesant și care e practic 90% mecanic, pentru că aici e tot mecanism, cu roți, tinsate, doar impulsul acela, adică armarea arcului, se face electrică. Și e un avantaj că bateria se schimbă poate odată la an. Nu știu precis că n-am măsurat la cât timp, pentru că acum l-am achiziționat și eu ceasul ăsta și restaurez, curăț. Am dat jos partea electrică, pentru că aia nu avem ce să-i facem la ea prea mare lucru. Partea mecanică o curățim. Și ce vreau să vă arăt, că acest arc, practic, pe poziția 0, adică când e la 0 și după aceea îl împinge din nou și îl armează, e practic tensionat. Vedeți, acum e detensionat complet. El când e pe 0, uitați, cam așa e. Sau putem, poate e de două ori. Deci o să vedem dacă... Nu, o singură dată. Deci o singură dată, acum e prea tensionat și... și atunci el chiar pe poziția 0 când ajunge, ceasul funcționează, după care iar îl armează. Deci nu e dezarmat complet arcul. Detensionat complet. El e tensionat și pe poziția 0. Deci e o chestiune simplă. O să-l
setăm așa cum trebuie, acum îl desfacem și curățim și lungem. Și l-am pus arcul mult sub poziția 0, dar încă e tensionat. Deci poziția 0, partea asta e cam pe aici. Deci aici deja sunt 2 cm mișcați și uitați, ceasul funcționează. Deci e clară și e un sistem foarte inteligent. Am curățat ceasul cu benzină, l-am curățat, am folosit și neofalină în unele locuri și l-am uns. Ce vreau să spun, ceasul a fost foarte îmbăxit cu ulei și praf și aceea se formează o mâzgă și normal că nu prea mai funcționează. Inclusiv părul ăsta aici. A tot căzut ulei pe el și s-a făcut o mâzgă, s-au lipit spirile între ele. Și normal că dacă se lipesc spirile, ceasul va grăbi. Și era dat la maxim să rămână în urmă, dar nu știu cum mergea și dacă era reglajul bun, dar acum cu neofalin am spălat spirele și ele trebuie să stea uscate, să nu se lipească una de alta. Acum o să-l adunăm, ceasul merge foarte bine, nu are probleme de altă natură. Ceasul a fost terminat. Terminată revizia și acum se află în cutia lui. Deci marca este Schatz Electra. Cam așa ceva scrie, cam mărunt. Deci Schatz e clar. Electra, exact, da, Electra. Nemțesc. Cutia este din plastic și l-am reglat să fie cât mai precis. E bine acum reglat. În principiu se schimbă bateria la un an sau depinde și de marca bateriei. Aici este un buton care prin rotire stânga-dreapta, în stânga sau în dreapta se deschide această ferăstruică, ușiță în jos și se schimbă bateria. De aici se fixează ora. Ceasul e un ceas foarte relaxant pentru că pendulul ăla e foarte liniștitor așa când îl urmărești, te uiți la el, l-ai pe o masă, pe un birou, ceasul. Înălțimea aproximativ 20 de centimetri. Cam atât despre acest ceas nemțesc.